dragii mei, pentru astăzi vă propun un preparat mai sofisticat, să spunem, mai elegant, dar foarte gustos. Și anume, vom pregăti pulpă de struț cu garnitură de ciuperci. Avem nevoie de 500 de grame pulpă de struț, respectiv 4 bucățele anii mai mici, niște unt, 400 de grame de ciuperci micuțe întregi. Eu am folosit ciuperci de la borcan, dar puteți folosi ciuperci proaspete dacă doriți. 150 ml vin alb, jumătate de ardei, salvie și niște rozmarin proaspăt, 3 căței de usturoi, sare, piper, puțină zeamă de lămâie și ulei de măsline. Să trecem la treabă. Pentru început vom condimenta carnea de struț. Este o carne foarte sănătoasă și foarte slabă, lipsită de colesterol. Seamănă mai oarecum cu cea de vită, dar este mult, mult mai savuroasă, să spunem. Ungem cu ulei de măsline. Vom condimenta cu sare. Deci, în concluzie, sezonăm carnea după gust. O să stropim cu puțin zeamă de lămâie. Nu foarte mult, trebuie să o adăugăm la gătit. Mutăm carnea pe platou. Brațăm blatul. Și vom tăia usturoiul. Mai grosier, nu contează, să fie foarte mărunt. Iar acum, într-o tigaie, vom adăuga ulei de măsline. Lăsăm să se încingă bine. Adăugăm și niște unt. Și adăugăm pulpa de struț. Și
ușor umenim puțin să prindă culoare pe ambele părți. Sarea începe să se rumenească. Trebuie să prindă o crustă oarecum. Vom adăuga în tigaie frânghițele de rozmarin și frunzele de salvie pentru aromă. Și lăsăm să se pătrundă bine. Acum voi tăia ardeiul. Vom trece înapoi la tigaie. Unde strusul nostru s-a rumenit frumos, am adăugat între timp și usturoiul mai spre final ca să nu se ardă, să fie amar. Vom adăuga acum ardeiul. Vom strofi în carnea cu zeama de lămâie rămasă pentru a fi mai fragedă. Am adăugat și ciupercile. Adăuga restul de piper. Și sare. Le vom căli câteva minute, iar la final vom adăuga vinul alb. A sosit momentul să adăugăm și vinul alb. Și vom mai lăsa să se gătească aproximativ 5-10 minute până se întrepătrund bine aromele. Carnea de strux trebuie să fie rozalie la mijloc, deci nu trebuie să o gătim foarte, foarte tare, că și-ar pierde savoarea și aroma ei specifică. Și vom reveni cu preparatul final. Dragii mei, aceasta este propunerea mea pentru astăzi. Sper să vă placă rețeta și să o încercați. Vă asigur că este foarte delicioasă. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona pe canalul de YouTube Flori Kitchen, să apreciați pagina de Facebook cu același nume. Iar până data viitoare vă doresc poftă bună, degustare plăcută și ne revedem cu drag la noi rețete!